Uh, Vreau să spun că un alt titlu pe care am putea să-l dăm uh, uh, acestui subiect pe care îl vom dezbate ar fi în felul următor. cinci pași prin care îți poți distruge categoric familia. Wow! Și urmează să vi spunem. Păi, ce facem? Schimbăm titlul? Le combinăm. Ah, ok. Deci, uh, puteți să o luați, așa, da? Uh, varianta. Optimistă a titlului este Familia biruitoare asupra atacurilor demonice și varianta care, uitați, din păcate, asta e și realitatea că atrage de multe ori mai mult pesimismul și negativismul, Cinci pași prin care îți poți distruge familia. 5 pași, da? Hai să, hai să mergem în această perspectivă, da? Din această perspectivă. Primul pas sau primul atac este. Diversiunea. Diversiunea. E foarte interesant primul punct, da? Se creează diversiune. Cele mai multe consilieri pe care le avem cu familiile sunt consilieri penibile. Permiteți-mi să o spun. Degeaba. Da? Adică oamenii vin și prezintă probleme inexistente. Am avut o consiliere cu o familie care nu avea probleme reale. Eu i-am întrebat, noi am buni, aveți probleme reale? N-aveau uh, uh, presiunea unei boli, n-aveau o presiune financiară, n-aveau presiune, niciunul dintre ei nu era imoral prea curvar sau măcar să, să fi fost prins că se uită la vreo femeie sau ia la vreun bărbat. Nu existau probleme concrete, dar erau non-stop nemulțumiți unul de altul, aveau tot felul de divergențe, tot felul de, de, de șicane între ei și mi-am dat seama că ei trăiesc deja pe teritoriul diavolului, care se numește diversiune. Când diavolul îți prezintă niște probleme și te face să crezi, că acele probleme chiar există. Există așa o paranoia a problemelor în familie și dacă ne uităm la Eva, prima familie distrusă de astfel de, diversi de diversiuni, este o, o familie care a început cu o nemulțumire, da? Eva, domnule, nu ești fericită, îți lipsește ceva da? Îți trebuie ceva în plus. David la fel. A fost, i s-a creat o diversiune. Nu ți ajunge Batsheba, nu ți ajunge, pardon, pe Batsheba o voia. Nu ți ajunge Abigail, nu ți ajunge Mical, nu ți ajung celelalte țiitoare. Îți mai trebuie una. Ești nefericit. Tu ai, ai, ai meritat mai mult. Și mi-am dat seama că multe familii sunt sub uh, acest verset. Ioan 10 cu 10 te rog frumos. Ioan 10 cu 10 care zice așa. Hoțul nu vine decât să Fure, să înjunghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă cum? Din belșug. Hoțul, în situația asta, pot fi gândurile, nemulțumirile, faptul că spui, uite, Există un alt bărbat care ar putea să-mi fie bun. De fapt, bucuria o ai în mijlocul casei tale. Trebuie doar să fii mulțumitor și să faci ceva dacă, nu știu, dacă, de exemplu, nu-ți convine o anumită chestie la partenerul tău de viață. Nu trebuie să te uiți în curtea altuia, nu trebuie să-ți găsești plăcerea în altă parte sau să ți se pare că un bărbat este mai bun decât bărbatul tău, un alt bărbat, să nu cauți bucuria într-o altă femeie, pentru că ceea ce ai îți este de ajuns. De cele mai multe ori greșim pentru că ne uităm dincolo de gard și nu facem din căminul nostru bucuria supremă. Exact. Mi-aduc aminte și permite Gabriela, să ți-o spun, poate e ceva nou și pentru tine. E de rău. Vei vedea mi aduc aminte că eram uh, prieteni sau chiar logodiți, nu mai știu exact. Și ne-am certat foarte tare, da, ne-am certat foarte, foarte tare și uh, eram la biserică și am zis așa, e, și ce dacă? M-am certat cu ea, cred că urmează să ne despărțim și mie deja îmi place de o altă fată. Toni. Așa. Niciodată nu mi ai spus lucrurile astea. E uite că am păstrat oh, ceva God. nou ce -a pentru fost, episodul ce -a acesta. ce a fost în mintea ta Tonișoare. E multă prostie. <rătări> <rătări> uh, serios. Deja uh, venise gândul ăsta o chisem o fată. Gabrielo. Deci deja mă gândeam, știi? Am zis: "Asta este mă despar de ea. Asta este, m-am certat, nu fiu un capă de țară." O să merg după aia la fata asta, îi cer prietenia și a e. Ai probat vreodată un pantof care te strânge? Rău, rău, rău. Toni, nici, nici o altă pereche de pantof nici s-ar fi potrivit, pentru că eu sunt perechea perfectă. Wow. Te-ar fi strâns toată viața. Adevărat, tu nu mai ai strâns niciodată. <laughs> uh, da, <laughs> da. Uh, ok. Și uh, a fost, recunosc, mărturisesc, înaintea marturilor văzuți și nevăzuți, că a fost ultima, prima și ultima oară când am gândit așa. Și mi-am dat seama, singur, mi-am dat seama, adică nu singur, greșesc, nu, 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 nu vreau să-mi asum uh, meritele, uh, mi-am dat seama în momentul ăla că am o gândire tipic lumească și chiar drăcească. Mhm. Uh -huh mi-am dat seama că o astfel de gândire trebuie să dispară din mintea mea dacă vreau o familie fericită. Știi că am urmărit împreună un videoclip pe YouTube, îți aduce aminte că și tu erai acolo, ni l-a pus prietenul nostru Robert de la Vulcan, din Vulcan, membru în biserica Profit de Zlupeni, ne-a pus un filmuleț cu un alpinist român, îmi scapă numele, da? Și acest alpinist român care uh, uh, e și premiat internațional pentru unul dintre, fiind unul dintre cei mai buni alpiniști din lume, zice că într-o într probă a primit un aparat de SOS. Îți aduce aminte? A primit un aparat de SOS ca în cazul în care rămâne, Doamne ferește, înzăpezit undeva pe o creastă de munte, trebuia să traverseze nu știu ce munți, cu parapanta, cu pe jos, în alergat, în sprint, în, în mai multe feluri. Și ca să nu se dea bătut, Știi ce a făcut, nu? Îți aduce aminte ce a făcut? A spart aparatul de SOS. Deci, planul B nu exista pentru el. Nu exista. Când te căsătorești, din start trebuie să înghiți cheia. Da, serios. Trebuie să înghiți cheia de ieșire. Adică a intrat la Gabriela, a încuiat ușa și a înghițit-o. Știi? sau ai aruncat-o pe geam. Nu mai există planul B în căznice, nu mai există, a, dacă mă supără Gabriela, lasă că am eu planul B, știi, tipa aia mi s-ar potrivi, sau dacă te cerți cu ea. Și inclusiv în căsnicie aud foarte multe astfel de, astfel de, de plângeri, și astfel de mărturisiri chiar, a, cu tare mi se potrivea mai mult, mai tare, mă așteaptă, lasă că o meritam uh, mai degrabă sau mă merita persoana respectivă, nu tu. Nu mai există planul B. Omul ăla, alpinistul ăla, ca să poată să ducă la capăt proba, a spart aparatul SOS și a zis, nu mai avea, nu, nu mai avea pe cine să sune. Așa și în căznicie. Eu nu am alt plan B, eu nu, dacă mă super tu, nu sunt nici la mama, nici la tata, nici la Margareta, sau cum o chemau, da? Nu, nu am voie, mă pun pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și merg înainte cu tine. Sau un alt, îți aduce aminte tot alpinistul ăsta, ca să nu înghețe și să nu moară în competiția respectivă și a spart capul cu o piatră. A luat o piatră și a spart capul și, efectiv, spărtura aia, durerea aia l-a trezit pentru că uh, uh, lua somnul de oboseală și erau minus nu știu câte grade pe munte, și dacă ar fi adormit în câteva secunde, era și ca și mort, uh, însă și-a spart capul și mă gândeam câtă îndrăgire ca să câștigi un premiu omenesc. Oare câtă îndrăgire ar trebui să avem noi ca să ajungem la capăt cu premiul împreună, împreună. cu premiul pe care Dumnezeu ne l-a dăruit deja? Avem două variante, putem alege varianta lui Dumnezeu în care dorim reîmpăcarea, dorim ca relația să meargă în continuare și să nu eșuăm, sau avem varianta satanei, în care privim la o altă persoană, căutăm bucuria în altă parte și plăcerea într-o altă parte. Deci depinde de noi, nu alege altcineva în dreptul nostru, noi singuri decidem dacă vrem să ne fie bine în relație sau nu. Noi suntem stăpâni. Exact cum spune versetul acesta din 1 Tesalonicen 5 cu 18, Mădălina, te rog să-l dai și Gabriela va citi 1 în 5 cu 18 și spune atât de frumos. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privire la voi. Așadar, aceasta este acesta este versetul de aur al familiei ar trebui să fie. Uitați-le sau puneți-le pe planul 2 pe cele cerboaică iubită, căprioară plăcută, buzele tale, ochii tăi, gâtul tău ca turnul Siloamului, părul tău ca turma de oi pe crestele munților. Alea sunt planul 2. Planul 1 al relației este voia lui Dumnezeu, care este mulțumirea. Să fiu mulțumitor. Pentru că vor fi nenumărate momente în căznicie în care nemulțumirea va bate la ușă. A, că Gabriela uh, nu m-a respectat azi, că Gabriela uh, nu a vrut să facă nu știu ce, că Gabriela uh, poate s-a răstit la mine, că Tony nu știu ce mi-a făcut. Fii mulțumitor! Și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare, că dragostea acoperă ce? O sumedenie de păcate. Da? Dragostea acoperă totul, acoperă. Așadar, dacă vreți să vă căsătoriți sau sunteți căsătoriți, scopul este să vă străduiți din toate punctele de vedere să fiți mulțumitori și mulțumiți în relația pe care o aveți. Pentru că dacă nu poți să fii mulțumit cu persoana cu care ești acum, nu vei fi mulțumit cu nimeni. Da? Cu nimeni niciodată. Ok, um, proverbe 15 cu 15, vreau să completăm aici, proverbe 15 cu 15, te rog frumos. Este tot despre mulțumire, te rog frumos Gabriela? Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Vedeți? Ospățul necurmat vine din, dintr-o inimă mulțumitoare. Citeam um, un articol despre Iniesta, cât îl știți pe Iniesta? Ok, băieți, au ridicat mâna. E un nume foarte cunoscut, Iniesta, nici n-a trebuit să zic altceva, este, pare mi se, mijlocaș, a fost mijlocaș al Barcelonai, nu? Zic bine, mijlocaș, mulțumesc. omul acesta, deși a adunat o avere de zeci, poate chiar peste 100-200 de milioane de euro, cred că peste sute de milioane de euro, câți ani, joacă, de ani, a, jucat, câți ani a jucat el la Barcelona, și citeam șocat că omul a suferit curând de depresie. A fost într-o depresie cruntă și a vorbit despre depresie. Și a zis așa, depresia nu ține cont de bogăția ta. Zice, îmi permiteam orice mașină din lumea asta. Deci ce mașină apărea, eu îmi puteam să-mi o cumpăr. Ce casă doream, puteam să-mi o cumpăr. Elicopter, avion, la îndemână. Vacanțe, unde vreau eu pe globul acesta. Spunea Iniesta, nu exista o plăcere pe pământ pe care să-mi o doresc și să nu-mi o pot procura. Prin prieteni sau prin banii pe care, prin pilele, relațiile sau banii pe care am. Și zice, totuși am fost lovit năpraznic de depresie și îmi spunea așa, mă lua soția în brațe și când o luam în brațe zici că luam o cârpă. Spunea Iniesta. Nu mă încânta nimic la ea, nu mă făcea nimic fericit. Eram într-o depresie cruntă. Pentru că, atenție, depresia are de-a face cu mulțumirea din inimă. Dacă vreți un medicament pentru depresie, știți cum se numește? Spuneți voi, vă rog frumos. Mulțumirea. Nu permiteți nemulțumirii pentru că Să bată la ușa inimii voastre Sau să intre Pentru că dacă ai primit odată De două ori gânduri Alta era mai bună pentru mine alta era mai bun pentru mine Sunt o nefericită cu Toni Sunt un nefericit cu Gabriela Sunt nefericit că n-am casa asta Că n-am mașina asta Că n-am banii ăștia Că n-am, că n-am, că n-am, că n-am Că n-am realizat Aceste lovituri dese De nemulțumire Cauzează depresie? Despărțire, distrugere și, în cele din urmă, chiar moarte. Ești de acord cu mine, Gabriela? Da, sunt de acord. Foarte mult îmi vorbește versetul ăsta. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Putem spune că, dacă suntem mulțumitori, nu o să ne săturăm niciodată de ceea ce avem. Uh -huh. Și tot timpul vom fi împăcați cu noi, că avem bărbatul sau uh, femeia potrivită alături. Uh, arată. În regulă, dacă o să ne uităm în altă parte și o să începem să comparăm, apare nemulțumirea. Uh -huh. Pentru că o să spunem, uite, eu am așa, dar uite cum există și ar putea și al meu să fie, sau a mea să fie. Dar trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem un partener de viață și să-i fim chiar recunoscători. Amin. Îți mai dau un verset, Gabriel. Mai vrei un verset? Ok. Mai analizăm împreună un verset. Proverbe 4 cu 23 îl știe toată lumea, sau ar trebui să-l știe toată lumea din biserică. E foarte, foarte, foarte tare versetul ăsta. Îl învățam de la grădiniță, de la, da, când eram la școala duminicală uh, în biserică și echivala școala duminicală, nu știu, clasa întâi sau grupa mică, uh, echivala cu, chiar cu grădinița. Și învățam de mic versetul ăsta, Proverbe 4 cu 23, care spune așa. Poți să-l citești, Gabriela? Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Auma, vă întreb pe voi de unde ies izvoarele vieții din inimă izvoarele vieții înseamnă izvoarele bucuriei, izvoarele plăcerii. Vedeți ce zice Biblia? Biblia nu zice că izvoarele vieții ies din bancă. Noi credem că izvoarele vieții ies din contul bancar au fost nenumărate zile în care aveam bani, în care, nu știu, mă puteam duce în mall să mă îmbrac cu ce vreau eu, să-mi cumpăr ce vreau eu, să mă duc la, în ce vacanță și cu toate astea aveam în inimă tristețe, mărăciune, neîmplinire. Aveam bani și mă uitam și mi-am dat seama că nu ea sunt sursa bucuriei. Vi s-a întâmplat? Izvorul vieții nu e acolo. Faimă la fel. Mamă, vreau să fiu cunoscut, să fiu cât mai vizibil, cât mai să mă știe lumea, cât să mă împrietenez cu oricine, să am mulți prieteni pe Facebook, să postez. E mania asta, disperarea asta acum de a te face cunoscut, de a avea like-uri la poze. Fericirea și izvorul vieții nu este în like-ul de pe Facebook sau de pe Instagram. Sunteți de acord cu mine? Oameni plini de, 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 de like-uri și de, de, de faimă, care sunt total, total nefericiți. Eu m-am trezit zilele trecute, am și eu vreo 58-59 de mii de urmăritori pe Facebook și într-o zi m-am trezit cu 9.000. Deodată. Știi? Dacă eu eram disperat după faimă și credeam că faima mă face fericit, aia ar fi fost o zi în care puteam să încasez o lovitură care să mă bage în depresie. Ați văzut Floricica dansatoarea ce a pățit? Că i s-au furat like-urile. A sunat la poliție. Că i-au furat, nu știu ce, like-uri și vizualizări și a sunat femeia la poliție. Da? Chestia asta, dacă ești disperat după faimă, mâine îți poate închide canalul de YouTube de 2 milioane de, vizuali... de abonați. Mâine te poate... Uite așa, sistemul te poate lucra. Azi mi-a arătat un frate supărat și acum e pe telefon, Dumnezeu să-l binecuvinteze, mă uit în altă parte. Dar era supărat tare de tot, că i-au blocat ăștia whatsapp Frate Toni mi-au blocat WhatsApp-ul. Frate Toni, ce făceam? Dădeam în fiecare dimineață versete din Biblie și câte o binecuvântare. Și eu le primeam în fiecare zi. Nu ne punem nădejdea în asta. Păzește-ți inima pentru că izvorul vieții tale este aici. Amin? Nu banca, nu mașina, nu faima, nu, nici măcar plăcerile carnale pe care o familie ți le poate oferi, Dumnezeu a lăsat izvoarele vieții în inimă și trebuie să le protejezi. Amin, Gabriela? E bun versetul? Foarte bun. Amin. Trecem mai departe? Trecem la al doilea atac demonic prin care îți poți, pe care îl poți permite și prin care îți poți distruge familia. Dacă am spus că primul atac, da, sau prima cale de a distruge familia este diversiunea. Să permiți diversiunea diavolului. Nu ești împlinită, nu ești fericită, nu ai bani, nu ai faimă, n-ai familia lui Tony sau n-ai familia lui Bruce Willis, n-ai familia, n-ai bani. n-ai casa, n-ai, 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 n-ai. Nu. Alungă nemulțumirea și nu-i permite diavolului să aducă diversiuni în viața ta. Al doilea atac, care este, Gabriela? Disprețul. Disprețul. Vedeți, n-am numit draci Uh, 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 dracul de curvie, dracul de uh, lăcomie, uh, ăștia sunt demonii care sfâșie din familiile noastre, ci sunt teritorii pe care noi ne plasăm familiile. Și nu doar familiile, că nu vorbesc doar pentru familiști în, în seara asta, vorbesc și individual. Pentru cei care aveți familii sau care n-aveți familii sau care vă veți forma familii, dar oricum cu ajutorul lui Dumnezeu cu toți avem câte o familie, da? Și chiar de sunteți orfani, Dumnezeu v-a dat o familie și familia voastră poate să fie profită, amin? Nu contează. Cu toți avem o familie. Hristos este fratele nostru și avem o familie cu el. Disprețul este a doua categorie sau a doua uh, metodă a diavolului de a ne distruge familiile. Când suntem pe calea disprețului față de partenerul nostru sau față de aproapele nostru, suntem deja pe un teritoriu demonic. Sunteți de acord cu mine? Cât sunteți de acord cu mine? Disprețul este un teritoriu demonic de care tu trebuie să fugi. Și vreau să citim, Gabriela, te rog frumos, hai să citim, e un text foarte fain, în 2 Samuel 6, de la 16 la 21. Da? De la 2 Samuel 6, de la 16 la 21, fiți atenți, fiți foarte atenți pentru că este o lecție extraordinar de mare în versetele acestea. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui, în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot și David a adus înaintea Domnului arderi de tot și jerfe de mulțumire. Când a izprăvit David de a adus jerfe, arderile de tot și jerfele, jerfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia cât de o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat, fiecare la casa lui. David s-a întors să-și binecuvânteze casa. Mical, fata lui Saul, i ieșit înainte și a zis, cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-și înaintea slujnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. David a răspuns Micalei, înaintea Domnului care m-a ales mai presus de tatăl tău și de toată casa lui ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Ok. Ne oprim aici și uh, ne uităm la faptul că fata asta Mical a moștenit din neamul ei ce? Cea despre... ce Ceea... hai că ghici ce percă cei a moștenit gura. <laughs> da? S-a născut cu gura. Da? Ce-a ce -a moștenit? Duhul de dispreț și bagiocură, strigă un frate. Oameni buni, ăsta se poate moșteni. Și mai mult decât se poate, că se poate moșteni, îl poți avea în gena ta, îl poți învăța de acasă. Dacă ai o mamă care toată, toată, toată ziua, tranca, tranca, tranca față de tatăl tău, nu ești bun de nimic, tu toată viața ta n-ai făcut nimic, tu toată viața ta n-ai fost în stare nici să schimbi mobila asta din bucătărie. Ești un pârlit, așa ai rămas, așa a fost și tactul, așa ai rămas și tu. Dacă ai auzit chestia asta non-stop, ești un bețivan, ești un alcoolic, tu nu ești în stare de nimic, ești un făcut grămadă, mai bine nu te luam. Lucrurile astea se pot lipi și le putem duce unde? În casele noastre și în familiile noastre. Mical a moștenit săgețile, sau mai degrabă, sulița lui Taicăsu. Dacă Taicăsu a vrut să-l pironească pe David cu o suliță reală și a vrut să-l pironească de, de, perete, a dat după el cu sulița, Mical avea o suliță mai periculoasă decât sulița lui Taicăsu. Care era aia? Gura? Mamă, când dădea odată cu sulița după tine, Gabrielo, știi cum zburau? Uneori ți-ai ți fi dorit să te nimerească Sulița lui sau decât sulița lui Mical. Da? Vorbele dor mai mult decât o palmă sau un pum. nu e așa? Am luat pum. Nu m-a durut așa de tare. Dar când ne am luat câte vorbe, câteva vorbe în figură, să mă schilodească și să mă, să mă distrugă. Nu trebuie să permitem acest, nu știu, să, să fim ca familii pe acest tărâm al diavolului. Vă rog în numele Lui Iisus ca familii și ca oameni, cercetați-vă pe ce teritorii sunteți. Pentru că Biblia zice, am fost mutați unde? În locurile cerești. Noi am fost mutați în cer oameni buni. Noi nu mai suntem pe pământ, noi nu mai suntem la modul spiritual între uh, 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 dispreț, diversiune și toate celelalte uh, teritorii ale diavolului. Noi trebuie să învățăm să ne pocăim de disprețul pe care diavolul îl plantează în inimile noastre. Amin. Trebuie să ne pocăim de asta. Dacă în familiile voastre aveți un climat de dispreț, voi sunteți pe teritoriul diavolului. Cine e de acord cu mine? Ești de acord, Gabriela? Da, sunt de acord și mi se pare foarte tare ce ai spus acum. Niciodată m-am gândit la chestia asta că putem perpetua în familiile noastre disprețul. Și îți poți subestima partenerul de viață, negândindu-te de fapt că poate folosești cuvintele părinților tăi. Și dacă stai să te gândești mai real, îți dai seama de faptul că bărbatul de lângă tine sau soția ta nu este așa cum îi spui, ci pur și simplu vii cu un bagaj în spate și îl folosești și scoți toate hainele alea murdare din el în casa ta. Când ai putea să îngropi trecutul, de exemplu, dacă ai trăit într-o familie nefericită, Într-o familie în care poate mama cu tata și-au aruncat tot timpul cuvinte urâte, tu poți schimba destinul tău și poți schimba familia ta și îți poți îmbunătăți starea din casă. Trebuie... Ai de ales iarăși. Poți să faci ce au făcut părinții tăi sau poți să schimbi? În, în Hristos chiar avem datoria și obligația să îngropăm trecutul. Da? Hristos vine cu un bagaj nou, un bagaj binecuvântat un bagaj genetic chiar binecuvântat, da, trebuie să scoatem da, din, din, din noi aceste lucruri destructive și bagajul uh, distructiv pe care l-am moștenit de la uh, părinții noștri și, nu știu, poate chiar noi suntem, abia așteptăm momentul în care să, să scoatem sulițele. Mm -hmm. știi? Am cunoscut femei care pur și simplu își bârfeau bărbații la alte femei, mm -hmm. îi vorbeau de rău și. E ciudat să nu te duci la bărbatul tău și nu știu, să încerci să schimbi lucrurile, în loc să-l bârfești și să-l vorbești de rău. Poți să faci lucrurile să fie mult mai bune, trebuie doar să-ți dorești. Amin. Vreau să vă citesc un verset la care am meditat astăzi, Ieremia capitolul 32 cu versetul 18 și vreau să vedeți că noi putem să punem în sânul copiilor noștri binecuvântare sau blestem. Fiți foarte atenți la acest verset, că este un verset extraordinar de profund. E dovada biblică că noi putem să moștenim un bagaj informațional, genetic, comportamental și mai mult de atâta suntem responsabili de ce dă mai departe. Și citiți, da? Tu dai îndurare până la al miilea neam de oameni și pedepsești nelegiuirea părinților în ce? Spuneți voi, deci, vă rog frumos să subliniați, în sânul copiilor lor după ei. Ce înseamnă în sânul? Ce înseamnă în sânul copiilor? În interiorul lor. În interior. Mai citim o dată. Dar vă rog frumos la, la, sfârșit, după ce citim versetul ăsta, să îl analizați foarte bine și să nu vă lăsați, a, a zis fratele Toni, înseamnă că așa este. Realizați singur dacă este cum vă zic. Tu dai îndurare până la al neam de oameni și pedepsești nelegiuirile părinților în, în sânul copiilor lor după ei. Da? Tu ești Dumnezeul cel mare, cel puternic, al cărui nume este Domnul Oștirilor, se încheie versetul. Dar vedeți ce zice? Pedepsești nelegiurile părinților, plantându-le mai departe în interiorul, în sânul copiilor, adică copiii moștenesc ceva în sânul lor. Această expresie biblică, în sânul lor, este o expresie clară și cercetați-o în Biblie, în câte locuri se va găsi, să vedeți că este vorba despre interiorul omului, da? Interiorul omului, partea interioară, da? Atât partea genetică, partea a, 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 psihică, emoțională și ce mai vreți voi, da? Trebuie să fim foarte atenți la ce-am oștenit și ce dăm mai departe copiilor noștri. Amin? Aș vrea să dăm îndurare. Câți de vreți să dați îndurare? Dumnezeu să curețe sânul nostru și al copiilor noștri. Amin? Amin. Ok, Mical, haideți să mai vedem aici Gabriela. E un verset la care vreau să te gândești și să dai un răspuns, să spiritualizăm cum și Biblia ne permite să facem lucrul acesta și să venim cu o simbolistică puternică. Versetul 19, Mădălina, te rog frumos. Da, citește-l tu, Gabriela nu din din, 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 2 Samuel 6 cu 19, da? Ne întoarcem la, scuză-mă că n-am fost clar, ne întoarcem la 2 Samuel 6 cu 19 și spunem. Apoi am împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia cât o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat, fiecare la casa lui. Cu ce am pune noi sau cu ce am compara din lumea spirituală, aceasta, vedeți, David, bărbatul, liderul lui Israel, regele lui Israel și liderul casei lui, da? Lider peste preot, lider peste soții, peste. Atunci era, așa era obiceiul pe vremea respectivă, slavă Domnului că nu mai este obiceiul ăsta și Domnul a reglementat cum și-a dorit de la începutul creației, era liderul peste casa lui. Aseară. V-am spus că am fost la un hotel împreună cu familia și i-am permis celui mic să doarmă cu noi în pat. Da? Uh, Matias uh, uh, da, era patul destul de mare uh, și zicem, hai, lăsăm pe ales eu singur, Matias poate să vină cu noi. Și uh, Matias s-a pus la mijloc, dar la un moment dat îi zice Gabrielei, hai, du-te lângă regele tău. Ai treci lângă regele tău, du-te lângă regele tău. Știi? Și vedeți, um, expresia aceasta nu este la voia întâmplării. El are această idee în subconștientul lui că eu, pentru Gabriela, sunt un rege. Dacă nu ești rege nici la tine în casă, nu ești nicăieri, fratele meu. Deci credeți-mă, dacă la tine în casă nu ești rege, e jale, e nenorocire. Eu mereu mă gândesc, apropo, deviem un pic de la subiect, mereu mă gândesc la copiii noștri. De fiecare dată când suntem împreună, mereu îmi stă mintea la faptul că trebuie să ne raportăm unul către celălalt cu foarte multă înțelepciune, pentru că ei observă foarte multe lucruri, mm -hmm. ei văd foarte multe și uh, tot vorbeam despre faptul că trebuie să fim lumini în casele noastre, foarte important pentru familiile tinere să-și învețe copiii să fie model pe mai departe, cum bine ai spus versetul de mai devreme, știi, că totul stă în inimă, în interior, știi, să nu ducă mai departe răul pe care noi am putea să-l implementăm în mințile și în inimile lor. Noi suntem responsabili de faptul că Creștem copii buni sau răi? Uh -huh. Putem aduce uh, societății rebeli sau copii buni? Da. da. Adică putem să ne norocim niște nurori, niște gineri, uh -huh. da? Putem să creștem niște copii care să fie fai, blestem. Nenorocire, da, știi? Da, să vină da, da. femeile alea uh, disperate și plângând ce-ați crescut, mă, nene? Da? Sau să vină bine binecuvântate să zică tată-socru, parcă mă și văd, să-mi zică tăticule-socru, vă mulțumesc foarte mult ce bărba mi-ați dat jos pălăria. Și eu am să spun, cu mare drag. <laughs> da, exact. Uh, super. Bun, revenim la versetul de mai devreme. Da. Când David a adus pâinea... Bucata de carne și turta de stafide. Mă gândesc așa ca și simbolistică, spirituală. Pâinea este reprezentată de cuvântul lui Dumnezeu pe care bărbatul uh, îl poate aduce în casă. Uh -huh. da? Să-și să ia toată familia, dacă nu are copii, să-și ia soția și să citească din cuvântul lui Dumnezeu. Cum spunea și Andrei Olteanu mai devreme, se răcește relația și chiar conexiunea dintre parteneri în momentul în care nu mai primează Cuvântul lui Dumnezeu în relație. Uh -huh. Automat, bărbatul este responsabil să aducă pâinea, da? Este responsabil. Tu, ca și bărbat, ia soția și puneți-vă pe genunchi, trebuie să aduci iarăși. Bucata de carne este hrana, da? Trebuie să vă hrăniți cu Cuvântul lui Dumnezeu. Uh, Michi, duminică, de la Cristocentric, spunea despre faptul că pastorul lor uh, citește din Biblie până efectiv simte că îi vorbește Dumnezeu și nu se ridică de pe genunchi, cum facem și noi de altfel, până nu ne vorbește Dumnezeu, printr-un verset, prin cuvânt, prin orice, nu te ridici de acolo până nu te-ai hrănit, n-ai plecat, să nu plezi zlăbănoc de pe genunchi, să nu te ridici și să stremure picioarele. Când te ridici de pe genunchi să fii puternic și să fii gata să înfrunți orice situație din viața ta. Iar despre turta de stafide, cred că ne-am da, slavă Domnului! Turta de stafidă trebuie să fie reprezentată de femeie, care are să, datoria să aducă bucuria în casă. Nu știu dacă ați observat, dragi femei, dar în funcție de cum ne simțim noi, se simte și toată casa noastră, inclusiv animalele. Zile, sora, zile! Dacă noi ne simțim bine, automat toată casa este bucuroasă, toată casa este foarte, foarte bine, Copiii soți. Absolut toată lumea. Dacă noi nu ne simțim bine și mai avem și stări din astea, din păcate, din... sunt atâtea hormoni care ne controlează corpul, nu este din vina noastră să știi. Noi Totul înțelegem. este hormonal. Noi vă deci, înțelegem. Da, mulțumim. După 15 ani, slavă Domnului. Deci, de femeie depinde să aducă bucuria. Dacă vrei să ai un sos care să te bucure, fi tu cea care aduce bucuria. Deci vrei să zici că din toată chestia asta, femeie este desertul? Yes. Am înțeles bine, Dra? T în tot timpul vieții, Toni, nu a. doar acum. Pe bun, noi, Ciorba, Fasolea, Ciolanul și voi, desertul. Bine, soră, ți-ai ales partea. Știi? Dulcea vieții. Te-ai <laughs> ales partea plăcută. Da, concluzionăm. Pâinea, vedeți, David aduce înainte. A făcut o treabă minunată, fantastică, a, extra... a făcut o treabă extraordinară și a dus-o până la capăt. Uh, uh, nu doar fizic. Noi suntem datori să aducem în casă, să punem 50 de milioane cum lei vechi, 5.000 de lei pe masă, ia nevastă de aici, dă-le câte 500 de lei la copii, ia-le gadget ia -le. Dacă voi credeți că asta înseamnă slujba de soț, mai mult distrugeți decât construiți. Da? Slujba de soț nu înseamnă să vii gata, ai pus doar atât. Ai pus 5.000 de lei, ia nevastă de 5.000 de lei. îmi povestea cineva că foarte mult a distrus în casă prin faptul că, deși avea un business și aducea foarte mulți bani în casă și cu, uh, uh, familia lui avea foarte mulți bani, de multe ori își lăsa femeia în lacrimi pentru că se ducea ad hoc la pescuit. Mai știu cineva care la fel. Trei zile pe săptămână omul era la pescuit. Femeia singură acasă, cu copilul, plângea. Uh, adică uh, omul ăla petrecea mai mult timp cu un crap decât cu nevastă sa. Știi? Cu o baltă. Și decât... ăsta este un păcat. Și ăsta e un păcat. Normal. Atenție la pește. Da? E un păcat, știi, că nu petreci timp că trebuie cu, cu, familia, cu soția, cu copii. Așadar, David face o treabă extraordinară. Dă pâine, dă bucate tari, Aduce desertul, aduce turta cu stafide, simbolistic vorbind spiritual, aduce hrană spirituală, aduce tărie familiei, dar nu s-a mulțumit cu hai să citim un psalm, gata, ne-am pus pe genunchi 5 minute, hai restul pe Netflix, vorba lui Andrei. Nu, ci a stat pe genunchi da, după pâine, a venit și ceva tare, carnea tare. Aseară ne-am ne pus la rugăciune și uh, uh, cu copiii și a fost o prorocie. Am avut prorocie. Am prorocit. Așa îți vorbește domnul familie. Gabriela, Toni, Alessio, Mateas, ne-a vorbit Dumnezeu pe nume. Și era fiimiu Mateas, deși a auzit multe prorocii, dar el a început să crească și a început să le priceapă altfel. Și era fiimiu Mateas, se uita la mine, mă, cum le zice cu așa vorbește Domnul? Se uită, se încheie rugăciunea, Dumnezeu ne-a vorbit ceva foarte, foarte tare, Dumnezeu ne-a dat promisiuni noi, apropo, pentru familie, pentru biserică, promisiuni noi. Pentru viziunea lucrării în continuare. Și ale, Matea se era foarte, ales-o deja le știe, le, le, le rumegă în mintea lui, Matea se era șocat. Cum ne-a vorbit Dumnezeu? Explicăm ce, ce s-a întâmplat, de ce așa? Astăzi am stat în sufragerie să fac acest mesaj și Matea mai se plimba pe afară, mai intra înăuntru și tot aducea aminte de ce s-a întâmplat aseară. Tatii, dar cum ți-a vorbit ție Domnul? Dar de ce ți-a zis așa? Dar ți-a zis și de aia. De ce ți-a zis așa? Să Stăteam și mă gândeam cât de mult contează ca să aducem în familiile noastre hrană tare. Amen? Hrană tare. Da? Ce face Mical aici? scuză, mă asta, Gabriela. Asta voiam să spun înainte de a încheia, să nu încheiem, că voiam să mai spun ceva. Cum l-a întâmpinat Mical pe David? Cum ne întâmpinăm noi soții? Sau invers, cum ne întâmpinăm soțiile? Că ea l-a întâmpinat cu scandal și de cele mai multe ori Uh, în familie se întâmplă chestia. Să uh -huh. ne întâmpinăm, poate după o zi grea de muncă, nu știu, suntem obosiți că ați văzut fiecare lucrează și tot timpul suntem foarte aglomerați. Cum îți întâmpi partenerul când ajunge seara acasă? Cu scandal sau cu bucurie? Că poți să ai două fețe, știi, poți să ai una blândă sau una rea. Și. Uh, Bineînțeles că dacă ți întâmpi în partenerul cu ceartă, automat tu nu o să ai pace și nu o să ai parte de pâinea aia despre care vorbeam, despre bucata de carne și turta de stafide, totul se năruie. Și automat, atât încât în lumea spirituală nu există, ați văzut când ne certăm, nu avem poftă de mâncare, automat așa este și în lumea spirituală. Nu mai ți este poftă să te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu și adio pace. Foarte tare. Foarte tare ce ai zis și mă gândesc că așa este. Când te cerci, e scandal, nu îți mai vine, dai cu farfuria, du-te de aici cu ciorba ta, mănâncă-ți o singură, lasă-mă. Uh, și la fel se întâmplă și în lumea spirituală. Mai tu poftă să, știi, scandal mare, ceartă, bă, 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 urlete. acum hai la rugăciune. Merge? Aleluia. Aleluia. <laughs> da. uh, nu merge, normal că nu merge. Că după aia, când mi s-a întâmplat, ni s-a întâmplat, dar ne-am pocăit, Gabriela. Ne-am pocăit. Ni s-a întâmplat, știi? Scandal, ceartă, a, urlete. Și după aia mă duc la biserică. A, ah, acum te crezi și... Ah, te crezi sfântă? Te duci tu la biserică? Ce stai cu Biblia aia în față? Când urlai la mine, nu mai erai pocăi, nu? Acu ești pocăit. Vi s-a întâmplat? Cunoașteți fenomenul? A, știți. Sau mai varianta, după ce te ce spui, Hai la rugăciune, și spui, Nu, mă rog, singur. <laughs> da, dar dai, amândoi dai, merg înaintea da, lui Dumnezeu, -am știți? Mai... Amândoi mergem înaintea lui Dumnezeu, dar hai la rugăciune, nu, nu, eu mă rog, singur, n-am nevoie. Îți dai seama ce primește Dumnezeu rugăciunea aia? <laughs> Clar, trebuie să ne păcăm, <laughs> da. că altfel nu merge. E Dumnezeu, cred că Mamă, Gabrielu, bine ai venit, îți dai seama că te trimite la bărbatul. Da. <laughs> sau trebuie. invers. A, iartă-mă, da, sau invers, la femeia. De la Gabriela. Da. Deci, atenție foarte mare pentru că disprețul, scandalul, cearta distruge nu doar chestiunea aceasta, armonia fizică, pentru că am văzut, știm, după scandal nu mai e chef de nimic. Nici fizic, nici sentimental și nici spiritual. Sunteți de acord cu mine? Da? Nici fizic, nici sentimental, nici spiritual, totul se duce pe apa sâmbetei. Așadar, atenție la uh, dispreț. Nu permiteți disprețul. Gabriela trece mai departe, la trei. Trebuie să le zicem pe toate. Al treilea atac și al treilea tărâm pe care diavolul ne așează, dacă noi îi permitem, sau al treilea teritoriu demonic de care trebuie să ne ferim și să stăm departe, care este, Gabriela, al treilea? Este distanțarea. Distanțarea. Exact, Dar ce nu, cum... asta nu asta dintre noi. Nu, asta este ok, că e cu public acum. Dar mă refer când dormim, de exemplu, eu pe canapea, tu... Dar nu, nu Dar tău noi tău, există, Toni. La noi nu există. da. Deși, slavă Nu Domnule, scapi. Că... Nu scapi. <laughs> Deși paturi avem, Dumnezeu ne-a protejat de acest teritoriu al diavolului numit distanțarea. Și vreau să dăm, pentru că David... Aici este scos din sărite oameni buni. David nu face bine ceea ce face. Nu e de felicitat ceea ce a făcut David. David a fost și el om și a avut greșeli în viața lui. Iar aceasta a fost una dintre ele. Bineînțeles că trebuia să-i dea o pedeapsă și cumva să o disciplineze, pentru că noi, bărbați, atenție! Noi, bărbații, putem, într-o manieră duhovnicească, spirituală, cu multă blândețe, să ne disciplinăm, inclusiv soțiile. Este adevărata sau nu? Este adevărata sau nu? Surorile, e adevărata sau nu? O soră. Restul nu mai sunteți? Da? Da, mă refer la momentul în care bărbatul este pus și haideți să vă zic o chestie. Au fost momente, Gabriela, în care, bineînțeles, și tu față de mine mi-ai dat sfaturi mai mustrat, mai certat, dar au fost nenumărate momente în care eu te-am mustrat, te-am uh, în, înrăurit, cum îmi place mie să o spun, te-am uh, uh, îndreptat și chestia asta chiar a adus un plus valoare familiei noastre și n-a fost o problemă. Niciodată n-am ținut cont de, știi, vezi, domnule, uh, poziția socială și uh, câți bani se aduc în casă, ci nu. S-a ținut cont de poziția pe care Hristos ne-a dat-o. Amin? M-am lăsat îndreptat, m-am lăsat mustrat și adesea Gabriela mă îndreaptă, mă mustră, mă ceartă și, de asemenea, Gabriela s-a lăsat îndreptată și, da, avem această putere de la Dumnezeu. Însă, ceea ce face David aici este total greșit față de Mical. Și zice așa: 2 Samuel 6 cu 22. Dă-te rog frumos, citește tu, Gabriela. Și 23. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjoșesc în ochii mei. Totuși, voi fi în cinste la slujnicele de care vorbești. Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Vedeți? Pe ce teritoriu a intrat David? Distanțării. Ter teritoriul acesta al distanțării. A păstrat distanța. Ceea ce a făcut nu a fost corect și ok. Mical oricum era sub autoritatea lui. O putea mustra, o putea disciplina, însă David a dus această disciplinare până în ziua morții și zice că Mical n-a avut ce? Copii niciodată. Pentru că David a păstrat în inima lui. Și vreau să vă spun un lucru. Multe familii din România duc până în mormânt această distanțare. Multe familii sunt unite doar de facturi, de o oală de ciorbă, de un aragaz, de copii, mulțumesc, Adi, da? De copii, de ce? A, de imagine, să nu știe frații, dar acasă e iar. Ce să nu știe, mă, frații? O dăm pe ipocrizie, să nu știe frații cei la noi acasă. Da? Dacă ne unește o oală de ciorbă, facturile, copiii ne unesc, sau cine știe, sau vedeți ipocrizia, imaginea. Haideți să ne unească dragostea fierbinte a lui Hristos. Amin? Să ne unească o părtășie profundă. Zice Biblia, și aici putem completa cu acest verset, pentru împotriva tărâmului drăcesc numit distanțare. De ce credeți că spune Pavel insuflat de Duhul Sfânt? Bărbaților, ce? Și? Ce? Cum continuă? Nu țineți necas pe ele, mulțumesc. Nu țineți necaz pe ele. Femeia, așa cum a spus Gabriela, de multe ori e o artistă în a crea situații în care să te facă să ține pele. pe ele. E adevărat, Gabriela? <fie> nu pot nega. <fie> da. Femeile de multe ori sunt artiste să creeze situații tensionate. Trebuie să recunoaștem. Însă de aceea Pavel spune, bărbatule, iubește-ți nevasta cum și iubi iubit Hristos biserica și nu ține necas pe ea. Ador versetul ăsta. Îți place, nu? E pentru tine, Gabrielo. Da? E versetul tău preferat. Îl scrii deasupra patului și când mai faci ceva, mi-arăți. Uite de acolo. Uite de acolo. Citește. Cu Hai, cum faci tu la biserică, să-mi zici. Hai, mai citim o dată. <laughs> Încă o dată. Da? Slavă domnului că ne e cazul. Da, aleluia. Da, slavi să fie tata Nu țineți necas pele. Pe da. Um... 1 Petru 4 cu 8 spune atât de frumos, mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, că și dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Da? Împreunarea aceasta nu trebuie să fie doar una fizică, ci trebuie să fie fizică, sufletească, duhovnicească. Da? De aceea Pavel nu zice să ne căsătorim când ne simțim doar atrași fizic de o persoană, ci să o facem dacă persoana respectivă da, este o persoană spirituală, profundă cu Hristos. Îl vedem pe Hristos în acea persoană și sunt foarte multe lucruri de, de spus aici în continuare. Dar vreau să trecem la tărâmul numărul 4 și apoi legăm cu numărul 5 și ne apropiem de încheiere. Promit că o să încheiem. Știu că vă place foarte mult, dar avem și o mică ilustrație pe aici. O să facem o mică ilustrație pentru că vreau să vorbim despre al patrulea tărâm. Gabriela, care este? Al patrulea este despărțirea despărțirea. Da? Am vorbit, haideți să facem o scurtă, scurtă recapitulare. N-ajungi la despărțire așa, bam! Frate, Toni, divorțăm. Păi când v-ați decis? Azi noapte. Nu, s-au întâmplat niște lucruri. Până să ajungi la despărțire, te-ai mutat pe niște teritorii demonice și ți-a plăcut acolo. Primul, da, diversiunea, nemulțumirea, te-ai lăsat distras de diavol, te-ai lăsat rât pe teritorii de nemulțumire, de, de o atitudine rebelioasă și demonică. Al doilea te-ai lăsat umplut de dispreț, n-ai mai găsit nimic plăcut, ochii tăi au văzut doar lucruri de disprețuit. Trei, te-ai mutat pe tărâmul numit distanțare și apoi apare tărâmul numit despărțire, iar acest, această despărțire se produce, în am numărat aici una, două, trei, patru, în patru structuri omenești, Gabriela. Despărțirea se produce în patru structuri omenești. Prima oară se produce în minte în minte. Da? Zice cuvântul Domnului Filipen 2 cu 3. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să nu se uite, să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, atenție, gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci fiți atenți, șapte este pentru noi, e și număr sfânt șapte, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În mințile noastre, Dumnezeu să planteze acest gând că noi suntem slujitorii unii altora. Amin? Acest gând. Și dacă avem acest gând, nu vom permite diavolului niciodată să ne păteze mintea, să se producă despărțiri la nivelul minții. Gânduri, cum v-am spus eu în, în logodnă, că m-am gândit, aia și dacă mă cer cu Gabriela, ce, că uite câte fete frumoase sunt în biserică. Găsesc eu una, cred că mi-a fi pus diavolul și în minte, mamă, abia așteaptă. Sau te gândești, lasă frate că ce? Dacă divorțez, ce mare lucru? Mă duc frate că uite, colega aia din liceu îmi dă inimioare pe Facebook colega aia din facultate m-a mai întrebat, m-a mai invitat la o cafea, cu ocazia asta, ți se pare dulce calea diavolului, dar este drăcească, este criminală și până la urmă sfârșește în iad, cum spune cartea Proverbe, da? Drumul femeii curve sfârșește în iad sau drumul curvarului sfârșește în iad. În al doilea rând, și vreau după aia să facem ilustrația, în inimă, da, se stârnește această despărțire, ce simți pentru aproapele, aproapele, tău și ce te provoacă să simți. Și vreau, Gabriela, să citești Proverbe 5 cu 19, te rog frumos, Proverbe 5 cu 19. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fi îmbătat tot timpul de drăgăleșiile ei, fiind îndrăgostit necurmat de dragoste ei. Ce ne spune Biblia? Cât timp trebuie să fim îndrăgostiți? mereu necurmat. De două ori, vedeți, zice, da? Ia uitați, fi îmbătat tot timpul, tot timpul necurmat, da? da. De drăgălășiile ei. Dumnezeu să ne ajute. Apoi despărțirea se creează, apoi, vedeți, în trup, da? Ce satisfacție trupească ne, ne, ne creăm unii altora, iar în al, ultimul rând, al patrulea rând, în Duhul nostru. Mulțumesc, Gabriela, în Duhul nostru. Și am aici, haideți să vedem ce e omul fără Dumnezeu, am aici o funie, hai să fac un pic. Ok, e destul de mare. Are... Asta este relația fără Dumnezeu. Ok? Sunt funile fără Dumnezeu fără principii curate creștine, fără această educație spirituală de care aveți voi parte acum. Voi nici nu vă dați seama și nici nu ne dăm seama ce bogăție se plantează în noi chiar acum. Nu știu dacă vă dați seama, realizați ce se întâmplă acum? Ce bogăție spirituală se întâmplă în sufletele noastre chiar acum. Dacă noi aceste principii sfinte, tot ce am vorbit până acum, mintea, ce era? Mai țineți minte? Mintea, inima, trupul și duhul. Vine un scandal, vine o ceartă, da? Ești atacat, te-ai certat puternic, vine o, o nenorocire peste familia ta. Gabriela, hai să încercăm fiecare de partea lui. Suntem în ceartă, suntem în scandal. Ia, vezi, putem să tăiem? Acum noi ne certăm, da? Suntem în mare. O. Oh. Cât de repede au fost afectate și poate încercăm din nou. Ia, Gabriela, ia mai Dar ne-am împăcat, ok? Ne-am împăcat din nou. Stai, 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 un pic. Eu dau tonul la scandal. Da, nu eu. Tu? A, bine. noi nu știm să ne. Uh, Ne-am împăcat, știi? Ne-am certat aseară, am tăiat în, în inimă, în minte, în, 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 în trup, în duh, totul am distrus, da? Ne-am certat, a fost mare scandal noapte. Astăzi încercăm din nou. Hei, Gabriela, ce faci? Ce zici? Vrei să încercăm din nou o relație? Ce răspunzi? Zitare să te audă, martorii. Ce ai zis? Ce ai zis? Vedem. <laughs> încercăm din nou, da? Ne dăm, hai Gabrielo, vino acasă, vino de la maică ta, ți-am pregătit o cină romantică și ne împăcăm, da? Să considerăm că ne împăcăm, ok? Și iar ajungem la scandal. Iar ne certăm foarte, foarte tare. Nu-L avem pe Dumnezeu, nu-L știm pe Dumnezeu, nu avem principii curate. Ne, iarăși mare scandal peste noi. Ce facem? Hai să încercăm. Asta e relația, da? Ce facem? Hai! Tu cam ții de relație, văd. Ai reușit? reușit? Ai reușit, ok. Am aruncat la gunoi, divorț scrie pe funile alea, ok. Le-am distrus. Dar acum avem altceva. Avem altceva, Gabriela. Am mers la biserică. Am ascultat o predică cu fratele Toni și sora Gabriela. Hai să vedem. Am citit din Biblie, Acum avem principii sfinte. Am citit din Biblie. Am văzut că dragostea trebuie să fie fierbinte, înfocată, răbdătoare, să acopere o sumedenie de păcate. Am citit despre faptul că nu trebuie să ținem necaz pe soție, că nu trebuie să lăsăm soarele să pună peste mânia noastră. Am citit că, că, cum am început, că diversiunea diavolului e un tărâm periculos, că disprețul, că distanțarea, da? că despărțirea nu e voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu zice în Maleachi, eu urăsc ce? despărțirea în familie. Și știm toate principiile astea și vine ce? Ce vine? Scandalul. Scandalul. Cum se numește foarfeca asta? Scandal. Scandal. Vine cearta, vine prăpădu, vine tăvălugul. Vine sau nu vine? Vine și în familiile noastre, da sau nu? Cine recunoaște că vine? Vine, Nu are cum. Gabrielo, vine și la noi? Mai vine uneori. Mai vine uneori. Hai să încercăm acum, având principii sfinte, hai să încercăm să tem relația. Încearcă cât da? Încearcă. Nu, <laughs> nu, că nu. Oh. <laughs> a mers, da? Te prefac. prefaci, da? Ai apăsat tare. Da? E... sunt niște cabluri de cupru. Botele da? Dai. Da? <laughs> I-am cerut lui Albert niște cabluri puternice de cupru. Primul a avut liță. Mi-a și zis, vezi că e unul cu liță. Chiar pe -ă la la Nimeri Gabrielo. Wow. <laughs> ăla lițat. Asta de cupru, da. Deci sunt foarte solide, foarte puternice, trebuia să-l scoatem pe ăla lițat, da? Sunt niște cabluri foarte puternice, au cupru în interior, da? Și rezistă. Am vrut să trec pe la Dedeman, le facem și publicitate, dar merită, că sunt oameni deosebiți. Uh, am vrut să trec pe la Dedeman să cumpăr cablu oțelit și am vrut să-l tai cu flexul și să-l tai în cinci, în patru bucăți și să încercăm pe ăla să N-am ajuns acolo să cumpăr cablu oțelit, dar vreau să vă spun un lucru. Principiile pe care Dumnezeu le așează în voi sunt într-o relație ca un cablu oțelit. Amin? Și așa cum spune Biblia, funia împletită în trei ce? Nu se rupe ușor. Nu se rupe ușor, da? Dumnezeu să ne ajute și să lase peste noi relații puternice și așa cum, chiar dacă la, la exterior părem, vedeți, și lița asta contează când, a, a, nu la voia întâmplării, vreau să mă refer un pic la cablul ăsta lițat, da? E un cablu lițat aici, exact cum a spus Gabriela, hrănește-te până când te ridici și stai în picioare puternic, amin? Pentru că contează foarte mult și ce e în interior. Poate ești un creștin de o lună, două, trei, stai și grănește te și pregătește-te pentru provocările vieții. Vedeți, din relația asta s-a rupt, da, am patru cabluri acolo puternice, ăsta era oricum al cincilea, era în plus, am uitat să-l scot, dar nu la voi întâmplării, este cablul lițat. Înseamnă că miezul încă nu este ce? Puternic. Multe dintre familiile din biserici încă aveți cablu lițat în interior. Mă rog, domnului, să aveți un cablu oțelit. Un cablu puternic. Și ultimul punct și încheiem, chiar încheiem, doar îl amintim. Știți spre ce conduce în cele din urmă despărțirea? Tot cu D. Nu știu dacă ați observat că toate au fost cu D. Diversiune, dispreț, distanțare, despărțire și... A zis cineva, zice sare? Divorțul trecem la uh, despărțire. Destrăbălare. Destrăbălare. Lev, Tol Lev Tolstoi spunea, din cauza faptului că bărbatul lasă pe femeie și femeia pe bărbat, de aceea există destrăbălare în lume. Voi ați observat că inclusiv în biserică, când o femeie se întâmplă să fie lăsată sau un bărbat, diavolul vine cu un gând în minte, răzbună -te. Arată-i că poți să găsești pe oricine. Arată-i că poți să uh, ai pe oricine vrei. Și imediat cunosc un caz chiar în care o femeie a fost lăsată și din răzbunare s-a dus să se culce cu altcineva și a venit și cu o sarcină. A venit și cu o sarcină. Și cu toate că se știa că femeia este despărțită, a apărut cu o sarcină. De ce? Pentru că diavolul ne împinge din nefericire o spun spre destrăbălare. Vreți să vă fie bine sau vreți să vă fie rău? Calea vieții și a morții, ne, amândouă căi ne stau înainte și noi le putem alege. Amin? Binecuvântarea sau blestemul ne stau înainte și noi le putem alege. Știți ce? Aici spune cuvântul lui Dumnezeu și cu acest text vreau să închei. 1 Petru, citim de la versetul Haideți de la 1, 1 la 4, că e un text foarte scurt și mă uitam să văd dacă să citesc tot. Dar citesc aceste versete și vreau să le memorați, să le țineți minte în inimile voastre. 1 Petru, 1 cu 4. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Haideți să o spunem încă o dată. Cel ce a pătimit în trup, a sfârșit-o cu păcatul. Încă o dată. Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Acesta este Hristos care noi prin El, noi sădiți în El, trebuie să o terminăm cu păcatul. Amin? Și continuă versetul 2. Pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, adică e vorba despre noi, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după ce? După voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și a trăit în desfrâuri, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea, versetul 4, dragii mei, uitați-vă bine la versetul 4, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la ce? La același potop de desfrâu și ce fac? Să nu vă rușinați când vă de desfrânații. A, tu n-ai amantă, mă? A, tu ești virgin, mă? Oameni buni, cine vă disprețuiește? Oamenii care sunt desfrânați, vreau să vă spun un lucru. În limba greacă am găsit termenul pentru desfrânat sau desfrânări. Și este asotia. Vine rădăcina cuvântului. Asotia este uh, uh, un cuvânt care se trage din soteria, care înseamnă salvare, eliberare, păzire. În limba greacă, dacă îi pui A în față, este opusul acestui cuvânt. Da? Cum e septic și aseptic. Aici soteria, repet, înseamnă salvare, eliberare, păzire. A sotia înseamnă nesalvat, neeliberat și nepăzit. Voi vă dați seama. Când zice aici, vă, vă bagiocorești și vă disprețuiți că nu mergeți la același potop de asotia, adică la același potop de nesiguranță, neliberare și nesalvare. Desfrâul și destrăbălarea înseamnă să fii un om nesalvat, neliberat și nepăzit. Nepăzit de cine oameni buni? De Dumnezeu. Vrei să-și ia Dumnezeu mâna de pe tine? Vreau să te întreb. Vrei să-și să ia Dumnezeu mâna de pe tine? Știți unde merg oamenii care pică în desfrâu și vin peste ei boli, nenorociri, depresii, atacuri demonice, visează draci, văd draci, ajung în, în stări crunte. Știți unde alergă? Știți unde alergă? La biserici? Bine fac, dar vreau să vă spun un lucru. Desfrâul înseamnă să-i cer lui Dumnezeu să-și ia de pe tine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și vreau să-i spunem ceva lui Dumnezeu. Doamne, nu-ți lua niciodată mâinile de peste noi. Amin? Nu-ți lua niciodată mâinile de peste noi. Doamne, spune această rugăciune împreună cu mine. Ori o repezi după mine, ori spui amin. Unde simți că trebuie să spui amin? Spune, Doamne, niciodată nu vreau să accept să intru pe teritoriul diversiunii diavolului. Nu vreau să intru niciodată pe teritoriul nemulțumirii. Pentru că am învățat că cel care este mulțumit are un ospăț necurmat înaintea lui. Am învățat că cine are mulțumire în inimă, de fapt, împlinește voia ta, Iisuse Hristoase. Nu vreau niciodată, Doamne, să intru pe teritoriul disprețului. Nu vreau să fiu o fiică a lui Mical sau un fiu a lui Mical și să încep să-mi disprețuiesc partenera de viață, partenerul de viață. Nu vreau în inima mea dezgustul diavolului, nu vreau în inima mea să-mi disprețuiesc, sau verbal, sau din orice punct de vedere, să-mi disprețuiesc partenera de viață. Nu vreau lucrul acesta, Dumnezeu. Eu nu accept nemulțumirea și nu accept disprețul. Nu accept distanțarea. Dumnezeu m-a împreunat cu scumpa mea soție și mi-a cerut să fiu una în trup, în suflet și duh. Și eu nu accept distanțarea fizică, nu permit, nu permit distanțarea fizică, distanțarea sufletească și distanțarea spirituală. Acestea înseamnă moartea relației. Voi face tot posibilul, și voi lupta, și mă voi ruga, și voi posti ca tot timpul cât voi trăi pe acest pământ, că Dumnezeu îmi va da să trăiesc alături de Gabriela pe pământul acesta, să fiu una în trup, în suflet și în duh, necurmat, zi și noapte. Aceasta este prioritatea mea, să stau alături de ea, pentru că Dumnezeu ne-a creat un singur trup. Cu planuri comune, cu vise comune, cu pofte, plăceri comune cu subiecte comune, cu totul la comun, că suntem un singur trup și nu două trupuri. Chiar dacă mergem separat, mâncăm separat, Dumnezeu ne vede ca un singur trup. Ajută-ne, Doamne, să trăim așa. Nu vrem să acceptăm niciodată divorțul, despărțirea. Acest blestem nu va fi rostit niciodată peste familia mea, zi amin. Acest blestem nu va fi niciodată rostit în familia mea. Niciodată nu voi deschide gura să rostesc izvor de blestem peste casa mea. Cuvântul, cuvântul divorț nu se va auzi niciodată din gura mea. Pentru că așa cum am auzit, am aruncat cheia pe fereastră. Așa cum s-a spus, am o singură cale, n-am planul B. Am un singur plan, planul A, pe care mi l-a dat Dumnezeu. Planul de a ajunge înaintea lui Dumnezeu împreună cu scumpa mea soție și cu copilașii mei. Și, Doamne, niciodată nu voi accepta tărâmul diavolului numit dispreț, uh, 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 destrăbălare. Niciodată nu voi accepta acest tărâm demonic al destrăbălării. Nu-l voi accepta prin pornografie, nu-l voi accepta prin masturbare, nu-l voi accepta prin nimic, nimic și nimic care mă duce pe un tărâm demonic care să-mi ia pacea, bucuria, mulțumirea, satisfacția alături de soția mea. Nu accept destrăbălarea diavolului, pentru că am citit și am văzut că acest potop de destrăbălare înseamnă, de fapt, lipsă de eliberare, de pace, de liniște și, în ultimul rând, lipsă de protecție din partea ta. Destrăbălarea înseamnă lipsă de protecție din partea ta. Și nu vreau să-ți cer niciodată să mă lași în pace, pentru că fără tine sunt distrus și nimicit de diavol într-o secundă. Te vreau, Isus în viața mea a dus stabilitate peste familie, a dus sănătate peste familie, Dumnezeule. Funia împletită în trei, diavolul nu o poate rupe. Hristoase să fii tu în familiile noastre. Pentru că familii sănătoase înseamnă societate sănătoasă. Familii sănătoase înseamnă societate sănătoasă. Îți mulțumesc, Iisuse, și te laud pentru felul minunat în care tu lucrezi în noi și prin noi. Te iubim că ne-ai descoperit taina familiei Așa cum tu ai creat-o. Și e minunată. E desăvârșită. Este pur înțelepciune, familie. E un plan așa de minunat pe care, pentru care îți mulțumesc. După 15 ani de relație și încă din prima clipă, ți-am mulțumit și ți-am spus, ești fantastic, Dumnezeule. Ești minunat. Ce ai putut să crezi și ce ai putut să-mi dăruiești. Îți mulțumesc și îți voi mulțumi până în veșnicii. Și în veșnicii îți voi mulțumi pentru ceea ce ai creat, anume familia. Te iubim, te adorăm Isuse. Și abia așteptăm să te vedem față în față, să ne bucurăm cu tine o veșnicie. Haleluia.